Titlul de capitală europeană a culturii atrage ca un magnet turiștii. Oameni din toate colțurile lumii vizitează Timișoara chiar și pentru câteva zile. Sunt curioși să afle mai multe despre cultura și patrimoniul local, dar și despre gastronomia de aici. Specialiștii în turism, dar și localnicii, îi ghidează pe toți cei care vor să guste sau să simtă puțin din spiritul Timișoarei. Aici aveți locurile pe care le puteți vizita, precum muzee, sinagoga, de asemenea aveți la dispoziție un site unde puteți vedea programul cultural. În centrul de informare turistică de pe strada Alba Iulia intră zilnic turiști. Angajații amabili, vorbitori de limbi străine, îi ajută pe turiști să exploreze orașul, oferindu-le informații, hărți sau o pauză la răcoare. Aici vă așteaptă toate ușile deschise. Oamenii au început să tragă de uși pentru că avem multe intrări și toate sunt deschise pentru că asta este și ideea. Timișoara vrea să fie o gazdă bună. Vizitatorii își doresc aici și să primească informații, dar și să primească recomandări sau să aibă un contact uman, să discute cu localnici, să ceară, opinii despre ce se întâmplă în țară sau chiar despre istoria recentă a Timișoarei, a României. Este o formă prin care ajung să cunoască mai profunzime orașul. După oprirea de la biroul de informare turistică, oamenii vizitează cu hărțile în mână clădirile istorice ale Timișoarei. Mănâncă în restaurante, vizitează muzee și participă la evenimente culturale. We are from Kovacica, from the Gallery of Naive Art, from Serbia. And Timișoara is one of the most. Venim din Covacița, de la Galeria de Artă Naivă. Timișoara este un oraș faimos și unul dintre cele mai frumoase din Banat. Ați venit aici pentru programul Capitalei Culturale? Da, și este foarte frumos. We heard that it is the capital, the cultural capital of Europe this year, but we've also heard that. Am auzit că este capitală culturală europeană anul acesta, dar și că este un oraș frumos. Am trecut pe lângă aceste clădiri superbe, așa că este adevărat, e minunat aici. Plätze, die barocken Plätze. Îmi plac piețele, clădirile baroc și mâncarea și vinul. Este extraordinar. Încercăm să aflăm mai multe despre centrul orașului, să vedem centrul, să învățăm, în special despre mâncăruri tradiționale. I wanted to see the cultural capital and they say it's a Little Vienna. Am vrut să văd capitala culturală europeană. Se spune că este mica Viena, asta am citit. Vă place? Da, ne place. Ne-am plimbat prin oraș și este foarte interesant structurat. Ai putea sta o zi întreagă pe o terasă la cafea, să citești o carte, să nu te plictisești. A trecut deja jumătate din anul în care Timișoara deține titlul de capitală culturală europeană, iar consultanții în turism susțin că totul a mers foarte bine până acum. Eu zic că a mers bine și nu doar eu zic că a mers bine. Colegii noștri de aici din Infocentru văd asta zi de zi, câți turiști intră, care sunt interesele lor, iar cei mai mulți care ajung aici, în special cei străini, vin pentru capitală culturală. Sunt foarte interesați de patrimoniul Timișoarei, ne întreabă de clădiri, de stilul clădirii, de istorie. E interesant pentru ei să afle trecutul Timișoarei, Revoluția, dar și evenimentele care se desfășoară în oraș. Numărul crescut al turiștilor care ajung în orașul de pe Bega se vede pe străduțele aglomerate, acolo unde se aude limbajul multilingvistic urban.